Yeah, weekend, yeah, party, everybody. Cum zicea Arpitoiu că într-o piesă celebră, weekend, e weekend, dar nu vă deranjez mult. Numai să vă zic niște chestii, niște sfaturi, că urmează zile de foc, mai ales pentru bărbați. Noi, neprea obișnuiți fiind cu cozile, cu statul, cu așteptatul, dar doamnele și domnișoarele din viața noastră, ce nu fac ele pentru un cadou, ce nu fac ele pentru a obține ceva care să reflecte magia sărbătorilor. Dragi bărbați, grijă mare, nu intrați în fibrilații, așteptați că se așează lucrurile, se așează lucrurile, domnule. Trebuie să mergem la cumpărături. În momentele următoare vă prezint un material despre cum să facem față la cozile Crăciunului. Hai să-l vedem. Greu tare cu cumpărăturile astea pentru Crăciun. De gândești că mâncăm cu 10 guri, domnule. Trebuie să fie masa plină, frigiderul să bubuie. Așa-i omul. Și apoi să faci cumpărături acum e o adevărată aventură. Cozi peste tot. Pleci de acasă cu un sandwich în buzunar, că la coadă la pâine mânci ceva. După aia iei pâinea. E bine că ai o rezervă. După aia te duci la mezeluri. Până ajungi să cumperi mezelurile, mănânci din pâine. No, după ce ai cumpărat mezeluri, cam după vreo 30-40 de minute, te urci în mașină și mergi să plătești facturile în cealaltă parte. Noroc că în mașină ai acum mezeluri și pâine, mănânci, mănânci, asculți colinde și după aia te uiți că ai făcut mizerie. No, te duci să speli mașina, să o cureți pe interior. Te duci și stai și acolo la coadă. Nici nu mai știi la ce coadă trebuie să te mai pui. Așa e la noi. Dacă nu stăm la coadă înaintea Crăciunului, parcă nu vine magia sărbătorilor peste noi. Un Crăciun fericit și cu cât mai puține ambuteiaje. Multă sănătate! Deci, încercăm, se poate, până la urmă, masa de Crăciun e o masă sfântă. Acum o să fie o masă mai mică. Nu ne vin toate rudele. E o masă, dar trebuie să pui ceva pe masa asta. O masă copioasă, o masă cu bucate tradiționale. Trebuie să ai un platou cu cârnați, cu piftie, cu caltaboș, cu jumări. De unde îl procuri? De la atelierul de pizza. Am făcut acolo niște cârnați, eu numai la cârnați am stat, că la restul m-am ciumurlit, niște cârnați extraordinari, care se regăsesc pe niște platouri care pot fi deja precomandate. Și se livrează atunci, în apropierea Crăciunului, niște platouri extraordinare din atelierul de pizza din Floreasca, Cluj-Napoca. Trebuie să sunați doar la 0747 064 046. Am vorbit prea repede. 0747 064 046. Nu credeți că am făcut eu cârnații? Ia uitați-vă ce dădea tata la manivelă. Doamna Cristina, fiți atentă, nu vreau să văd. Înțepați, înțepați, să iasă cârnațul frumos în atelierul de pizza, facem platouri pentru sărbători. Sunați la 911, 911, acolo comandați și nu uitați, 10%, 10% din banii pe care îi dați dumneavoastră pe platourile speciale de Crăciun vor fi dați celor care nu-și permit să pună ceva pe masa de Crăciun. Priviți ce frumos este cârnațul, ce frumos este din mâinile doamnei Cristina acest cârnaț, 100% bio, fără aer în el, numai cu carne. Și dacă mai doriți ceva de la atelierul de pizza, sunați la numărul scurt 911. De la pizza până la paste, de la burgeri până la supe, tot primiți prin delivery. 911. Și anul ăsta nu ne mai vin colindători, anul ăsta nu ne mai vin colindători, că nu ne lasă domnul Arafat. Până acum uram colindele. Uram colindele unde le uram. Că mă duceam la finanțe, că mă duceam la pâine, că mă duceam în mall, peste tot, colinde, colinde. Acum te bucur că te colindă cineva. Am ajuns să merg în magazin numai să stau cu 5 minute în plus să mai ascult o colindă. Că nu ne-o colinda nimeni anul ăsta. Colinde americanești, să trăiești de le urmărești. Am fost o țină în mall și eu astăzi, că ce dracu să faci pe vremea asta? Bă, zici că ești la New York. Așa melodii faine, așa colinde, dar numai bolbolosite. Și bagă lumea în coșul și le umple și se miră la casă. Cum de are de plătit atâta? Magia sărbătorilor. Niște bolboroseli de colinde americane. Nici hrușcă pe marihuana. Nu cânta așa de rău. Sărbători cu bine.
Și după atâta colindat, iară mergi la căutat, la cadou ideal, care nu e al tău personal, ci e făcut pentru cei dragi. Să bagi mâna în nădragi, portofelul ca să-l scoți și ca să-i plătești pe toți. Ce rime de sâmbătă am. Da, iarăși cozi, iarăși revin. M-am dus în 6, în 5, în 5 dimineața, avem 4-5 magazine să caut un elicopter. Galben, mic și drăguț și ieftin. Am găsit niște elicoptere cu telecomandă, cu LED-uri, cu sunete, cu 3 milioane. I-am zis la doamna aia, pe zic, dacă iau eu elicopter de ăsta, n-are nici armata română. Mi-l cer la defilarea de 1 decembrie. Așa că am găsit unul micuț și roșu. No, mai greșește și moșu. Dar pe-i cozi, cozi. Și totuși era numai 5 decembrie, niște cozi de alea lungi, cât magazinul. Stăteau oamenii la coadă, zici că erau fetele de la Căpâlna. Eu stau în față la casă, și la 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 la. Cam lua vreo 10 plasă. Și apoi de Crăciun, pentru Moș Crăciun, alea cozi la magazine, alea scos meniaito, pe 3-4 rânduri sau câte case sunt, nu ne mai oprim. Îs curios dacă moșul i-a adus ceva lui Ludovic Orban, cel mai sărac, cel mai modest premier din istoria României, a trăit un an întreg împreună cu familia cu 3.000 de lei pe lună. 3.000 de lei pe lună. No, acum dacă te bazezi pe hrană lichidă, cumva, cumva o scoți la capăt. Un alt deștept coleg de partid din PNL a zis, păi normal că poate să trăiască domnul Orban cu 3.000 de lei pe lună, că soția e vegetariană de 20 de ani. Mai bine tăcea, mai bine tăcea. Gândiți-vă voi, în ianuarie, cât te costă să faci o salată cu ridichii, cu ceapă verde, cu mai știu eu ce, cât te costă? Că te costă mai mult decât o fleică de porc, deci nu. În fine, 3.000 de roni. În regulă, am supraviețuit cozilor, am avut ce pune pe masă, am avut colindători și acum pregătim revelionul. Apropo, nu știți pe cineva care are o căbănuță, o căbănuță de închiriat, o căbănuță ieftină? O căbănuță undeva unde să mergi să te rupi de lume, să te rupi în gură. Mă, dar hoții să ia cu cabanele, mă. 3 camere, 2000 de euro, luam iar carul în mână. 3 camere, capacitate 10 persoane. O căbănuță îți prezintă fain pe internet. Aer curat, că doare în pula de frigă. Vreau să te rum, gură de rai, tu vrei să ajungi în iad? Zice, poți să cumperi produse de la comercianți autohton, cătină cu miere. Ei. Dimineața vin urătorii cu capra. Tu ești deja capră. Iaz cu pești, ăla-i bun, că ăla dai la rați. Ce facilități? Ai unde să te grătar? Grătar afară. Toată lumea la grătar din 30. Mergi după lemne, fumat, rupt. Vine ursul. Măța!